Melatonina, hormonul longevității. Un hormon care încetinește procesul de îmbătrânire ar putea fi secretul tinereții. Se numește melatonină, iar până la vârsta de 30 de ani, corpul îl secretă singur. După această vârstă, îl putem lua doar din alimente. Melatonina este un hormon produs de glanda pineală, care, după ce ajunge în sânge, este transportat la celule. Secreția de melatonină este maximă noaptea, însă eliberarea ei este influențată și de alți factori, precum stilul de viață. Cea mai mare cantitate se secretă între 1 și 3 ani, deoarece este perioada în care dormim cel mai mult, între 12 și 14 ore. Cu cât înaintăm în vârstă, cantitatea de melatonină scade. Specialiștii ne recomandă să ne refacem rezervele de melatonină mâncând struguri, porumb, orz, roșii, banane și ovăz. În timpul odihnei, melatonina începe să funcționeze împiedicând hormonii energetici să fie activi, astfel încât organismul să își regenereze resursele. Melatonina inhibă activitatea conștientă a creierului, blocând capacitatea de concentrare și gândire. Tot ea înlătură oxigenul și nutrienții de la nivelul țesutului muscular și al altor celule, astfel încât activitatea fizică să nu mai fie posibilă. Melatonina mai este considerată și colectoarea rezidurilor în organism, deoarece pătrunde în fiecare celulă a corpului și curăță radicalii liberi și celelalte toxine dăunătoare. Din acest motiv, hormonul este și un puternic antioxidant natural. Spre deosebire de alți antioxidanți, melatonina nu suferă un ciclu redox, deci nu are abilitatea moleculară de a suferi reduceri și oxidări reversibile și succesive. Un alt rol al melatoninei este acela de a încetini funcționalitatea inimii și a celorlalte organe vitale, exercitând un efect de constricție asupra vaselor de sânge de la nivelul membrelor inferioare și superioare. Astfel, sângele este propulsat dinspre extremități către organele vitale, rata cardiacă încetinește și tensiunea arterială scade în mod considerabil. Din acest motiv, până și pacienții care suferă de hipertensiune arterială beneficiază de o presiune normală a sângelui atunci când dorm. De asemenea, melatonina provoacă o diminuare a temperaturii corporale interne, resimțită în intervalul orar 2-4 dimineața, pe fondul privării extremităților de sânge. Într-un corp sănătos, temperatura crește cu până la 3 grade în timpul zilei, după ce efectele melatoninei dispar. Aliat natural cu rol principal în controlul ritmului somn-veghe, melatonina are numeroase beneficii pentru organism. Fiind un antioxidant puternic, vă ajută să preveniți sau să tratați multe afecțiuni. Melatonina este o substanță chimică produsă de epifiză, o glandă mică aflată la baza creierului. Substanța se găsește și sub formă de suplimente, acestea fiind prescrise, de pildă, celor care nu pot dormi bine. Organismul nostru secretă melatonină doar pe timpul nopții. Punctul culminant al producției de melatonină este la mijlocul nopții, iar apoi nivelul începe să scadă, producția diminuându-se pe măsură ce apare lumina zilei. Cea mai mare cantitate de melatonină este secretată, cum spuneam, în primii ani de viață, după care scade
pe măsură ce înaintăm în vârstă. Pe lângă factorii de risc care duc la apariția diabetului de tip 2, precum obezitatea, istoricul familial, o dietă precară și sedentarismul, oamenii de știință au descoperit un alt vinovat, nivelul scăzut de melatonină. S-a observat pe durata unui studiu de 12 ani că femeile care nu s-au îmbolnăvit de diabet aveau un nivel mai ridicat al acestui hormon. Cercetătorii au ajuns la concluzia că secreția scăzută de melatonină aproape că dublează riscul de diabet. Odată cu înaintarea în vârstă, unele persoane au nevoie de melatonină pentru a se bucura de un somn mai bun. Numeroase studii au arătat că administrarea suplimentelor cu melatonină cu 30-60 de minute înainte de culcare combate insomnia și îmbunătățește calitatea somnului. Este un supliment potrivit și celor care se trezesc des noaptea și celor care adorm greu. Administrarea suplimentelor de melatonină este recomandată și celor care lucrează în ture de noapte, pentru reglarea ritmului circadian în caz de decalaj orar și celor care se confruntă cu oboseală cronică din cauza privării repetate de somn. Iată care sunt efectele documentate ale melatoninei. Susține funcția imunitară, prezintă efecte antiinflamatoare, analgezice și anticonvulsivante. Are și un discret efect anticoagulant, dar crește semnificativ efectul medicamentelor anticoagulante. Reduce nivelul colesterolului sanguin, opunându-se maladiilor cardiace degenerative. Stabilizează nivelul glicemic, având un efect hipoglicemiant, important la diabetici. Protejează împotriva efectelor stresului. Crește adaptabilitatea organismului la schimbările de fus orar și ajută corpul să-și revină mult mai repede după zboruri îndelungate pe mai multe meridiane. Combate eficient insomniile, crescând semnificativ durata somnului cu vise. Normalizează nivelul plasmatic al zincului la vârsta senescenței. Stimulează și menține funcția sexuală, restaurează ritmurile hormonale anterioare a menopauzei, combate osteoporoza. Administrată în perioada de premenopauză, readuce secrețiile endocrine la nivelul celor din tinerețe, determinând regresul rapid al tuturor tulburărilor neurovegetative și psihice care acompaniază menopauza, în special anxietatea, nervozitatea și tendința la depresie. Funcția tiroidiană este restaurată la hipotiroidieni. Stimulează producția hormonului de creștere. Stimulează creșterea celulelor măduvei osoase și astfel funcția hematopoietică este îmbunătățită. Reduce incidența și manifestările bolilor autoimune, studiile fiind în curs. Este un anticancerigen de forță. Este un bun remediu în autism. Indivizii care suferă de autism pot avea nivele scăzute de melatonină. Un studiu în 2008 a relevat că și părinții copiilor autiști pot prezenta un deficit de melatonină din cauza activității scăzute a genei ASMT, implicate în sinteza hormonului. Astfel, un supliment de 2 până la 10 mg de melatonină poate îmbunătăți somnul la copiii autiști. Cum spuneam, melatonina atenuează sindromul premenstrual, controlează eliberarea hormonilor sexuali feminini, precum și declanșarea ciclului menstrual sau a menopauzei. Scăderea secreției de melatonină poate semnaliza sistemului endocrin
producerea unor cantități mai mici de hormoni sexuali, ceea ce conduce la scăderea interesului pentru actul sexual și în timp la atrofierea organelor sexuale. Potrivit specialiștilor, dacă luați melatonină între zilele 12-28 de ciclu, veți avea o stare de spirit mai bună și un somn odihnitor noaptea. Cercetătorii au descoperit că melatonina suprimă acidul gastric și protejează esofagul de efectele refluxului. Potrivit unui studiu, persoanele care au luat un supliment cu melatonină plus vitamine din complexul B și aminoacizi au raportat unele îmbunătățiri după doar o săptămână. Iar după 40 de zile, participanții și-au rezolvat complet simptomele bolii de reflux gastroesofagian. Melatonina tratează migrenele. Este foarte utilă în prevenția și tratamentul migrenelor. Cercetările au arătat că hormonul ajută la reducerea frecvenței și intensității durerilor de cap atât de neplăcute. De pildă, pacienții cu migrene cărora li s-au administrat 3 mg de melatonină în fiecare seară, cu 30 de minute înainte de culcare, au spus, după 3 luni de tratament, că frecvența durerilor s-a redus la jumătate, iar durata lor s-a scurtat. Studiile arată că melatonina este un antioxidant de 2 ori mai puternic decât vitaminele C, E și decât beta-carotenul. În plus, este singurul antioxidant capabil să pătrundă în fiecare celulă a corpului. Specialiștii spun că peste 100 de boli degenerative sunt asociate cu scăderea capacității antioxidante a organismului. Printre acestea se numără artroza, boala Parkinson, degenerescența maculară și cataracta. De asemenea, melatonina ne poate feri de cancer. Din dieta persoanelor care doresc să-și mențină tinerețea mai mult timp, nu ar trebui să lipsească ceapa, orezul, cireșele și vinul. Cercetătorii au măsurat cantitatea de melatonină din coaja a 8 varietăți de struguri și au constatat că cea mai mare cantitate din acest hormon se găsește în strugurii numiți Nebbiolo. Administrarea de melatonină în momentul în care organismul nu o mai produce în mod natural are efect de încetinire a îmbătrânirii. Prin urmare, ar trebui să luăm suplimente cu melatonină începând cu vârsta de 30-40 de ani. Melatonina are și efect tonic. Cu ajutorul melatoninei, omul este întotdeauna bine dispus și se eliberează de stres. Mulți pot percepe efectul ca fiind unul tranquilizant. Are și avantajul enorm că nu creează dependență, asemenea somniferelor. Melatonina ajută și ochii. Într-adevăr, experiențele făcute pe animale au dovedit că melatonina vindecă anumite forme de glaucom. Teoretic, același efect ar trebui să-l aibă și asupra omului. Melatonina nu reprezintă niciun fel de pericol. Corpul tânăr o produce în masă, o spun medicii italieni. În niciun caz nu trebuie luată în doze mari, susțin medicii germani. Poate să producă neliniște, insomnii. Nici antinevralgicul nu se ia întotdeauna, ci doar atunci când există dureri. Iată și câteva surse de melatonină. Toate alimentele de origine animală, cu excepția ouălor, conțin adrenalină, hormonul îmbătrânirii, în vreme ce toate alimentele de origine vegetală conțin melatonină, hormonul tinereții, adică verdețuri, cereale integrale, fructe și legume, fulgi de ovăz, ovăzul fiind recordmenul lumii vegetale în melatonină, semințe oleaginoase,
ulei de măsline, etc. În special, sucurile naturale din fructe și legume abundă în melatonină. Atunci când doriți să preluați melatonina din alimente, trebuie să țineți cont că gătirea lor la temperaturi înalte sau prin fermentație afectează cantitatea disponibilă a substanței. În mod ideal, încercați să consumați hrana cu conținut de melatonină în stare proaspătă, neprocesată. În general, melatonina preluată din surse naturale este folosită pentru efectele sale antioxidante și mai puțin pentru tratarea tulburărilor de somn, întrucât aportul substanței din alimente este foarte mic, de aceea se folosesc suplimente alimentare care conțin melatonină. Este esențial ca melatonina din suplimentele alimentare să aibă un înalt grad de puritate, altfel existând riscul apariției de boli alergice sau al efectelor adverse cardiovasculare. Melatonina va fi administrată seara, chiar înainte de culcare. Adesea, acțiunea melatoninei în ceea ce privește somnul nu este una imediată, după o primă doză exogenă, ci una progresivă, uneori după câteva săptămâni sau luni de tratament continuu. Nu se recomandă administrarea de melatonină la femeile gravide și nici la copiii prea mici. Nu se va asocia melatonina cu somniferele. Nivelul melatoninei în sânge crește începând cu apusul soarelui, atinge maximum puțin după miezul nopții, cade în zori, pentru a atinge în plină zi o valoare apropiată de zero. Prin urmare, melatonina este hormonul care, secretat în cantitate normală, ajută la un somn optim și odihnitor pe timpul nopții. Secreția de melatonină este determinată de prezența serotoninei. Serotonina este un neurotransmițător eliberat în prezența triptofanului. Ingerarea de carbohidrați duce la secreție mare de triptofan. Prin urmare, persoanele care suferă de insomnie sau cele care nu au un somn odihnitor în timpul nopții au un deficit de serotonină, respectiv melatonină. De reținut că producția de melatonină atinge cote maxime între orele 22 și 3 dimineața. Studiile statistice efectuate pe mari longevivi activi, călugării Tao și Shaolin, arată că aceștia se culcă curând după apusul soarelui și se trezesc dimineața de vreme. Însă, marea majoritate a acestora ajung centenari asociind principiului de sănătate numit odihnă, o dietă vegetariană și un program zilnic de mișcare intensă, chiar la vârste înaintate.